Salutare, salutare, așa cum v-am promis, astăzi avem un joc special și iată că l-am adus. Da, Chuck Norris are jocul lui, așa după cum vedeți în fundal. Jocul e un joc plin de glume cu Chuck Norris. La final o să las câteva glume adunate de prin joc și chiar în ultimele secunde ale acestui video să vedeți ce nu credeam că este posibil. Dar până atunci, cum spuneam, este un joc special. E atât de special că, de fapt, nu eu l-am instalat, ci Chuck Norris. Da, da, l-am găsit pe telefon, gata, instalat. Și pe lângă asta, vreau, nu vreau, el joacă și bate toți dușmanii chiar și când nu e jocul pornit. Dar ce spun eu? Când telefonul nu are baterie, poți să oprești telefonul de tot, îi scoți bateria și când te întorci, Chuck Norris te întâmpină cu mesajul următor. Cât timp ai fost plecat, Chuck Norris a omorât 35 de inamici. A trecut un nivel. Hai să vă prezint meniul un pic, jocul. Avem pe Chuck Norris, primul, pe listă. Personajul lui, cu ce status are în momentul ăsta. Puteri și life și așa mai departe. Apoi avem un clasament. Între prieteni, dacă aș fi fost conectat la Facebook, aici mi apărau prietenii pe lângă acești prieteni fictivi setați de joc. Și ar mai fi clasamentul cu oameni real, cum zic ei, local, în care nu apar încă, pentru că nu am ajuns la nivelul 210, dar un român e pe primul loc. Spun român pentru că e Gicu, e chiar Gicu. Avem misiuni din când în când pe care le putem face și, bineînțeles, primim tot felul de super puteri și arme. Apoi avem obiective în joc. Ca orice alt joc, se premiază cu rubine, care putem cumpăra bunătățuri din magazin. Păi avem cutii, ce le primim când omorâm un șef. Sunt cutii basic, care primim arme, armură. Avem inclusiv un bătător de covoare, care Chuck Norris scoate praful din inamici. Avem cutiile speciale în care primim diferite armuri cu abilități mai deosebite. Chuck Norris are tot felul de mișcări speciale care le putem folosi și practic astea sunt singurele mișcări sau lovituri de care Chuck Norris are nevoie să le activăm noi. Atât, în rest el face totul singur. Avem și animăluțe de companie, cum ar fi această caracatiță sau calamar, ce ăsta. Putem avea un câine, putem avea un raton, cred că e ăsta, un sconx, un rechin, o cizmă, da, o cizmă, un big feet, un picioare mare din ăsta, o maimuță de asta așa, un vultur, simbolul american, nu putea să lipsească. Calamarul cu care am făcut cunoștință mai devreme. O rozătoare de asta. Un șoarece, un popândău ce e ăla. Și bineînțeles, un dinozaur, de ce nu? Jocul are mai multe moduri. Avem Adventure, pe care îl jucăm acum. Scopul e să ajungi cât mai departe, la un nivel cât mai mare. Apoi avem modul Challenge, care tot la fel trebuie să ajungem cât mai departe. Și avem modul Survival. Haideți să vedem pe ăsta cum arată. Scopul lui, după cum v-ați dat seama, survival este de a supraviețui cât mai mult timp. Chuck încă nu-i pregătit pentru așa ceva și nu cred că vom ajunge prea departe. Putem alege cu ce mișcări, cu ce lovituri speciale să începem. Hai să vedem aici, push-ups. Două push-ups. Recovery quickly, do a push-up and block the next attack. No, asta e fain, asta o să vedeți cum face. Apoi, nu, hai să alegem asta cu Tiger. Lovește toți inamicii, da, aia îmi place. Și aici Chuck poate să-și cheme o umbră de-a lui care bate la fel de bine ca el, bineînțeles. Și nu, hai să luăm pe asta cu heal, că asta e bună, asta din mijloc.
Și pe aia tu rămâne cu calamarul ăsta. Hai să-i dăm. O să-l las pe Chuck să se bată mai repede așa un pic. Și a terminat primul val din aici. Încă un doilea val. Deja la al treilea, dar deja viața îi scade, îi scade, îi scade. Și cam atâta. Bun. Am făcut 3 valuri și uite, am primit ceva bunătățuri. 24.000 de galbeni, câteva rubine, 5 rubine și 2 ape Seaforce de la Chuck Force. Ne întoarcem în modul aventură. Aici jos avem armele, putem să facem upgrade la arme. Fiecare armă are o abilitate specială, dacă are o stea doar o singură abilitate, dacă are două stea poți să ai două abilități și așa mai departe. La fel și cu hainele, la fel și cu pălăriile. Și în ultimul tab aici avem consumabile, cum zic ei, printre care și acea apă Seaforce. Apă, hai să vedeți ce face. Chuck Norris devine serios. Apa ține aproximativ 60 de secunde, dar pentru fiecare inamic omorât mai primim un sfert de secundă. La cât sunt aici, poate la aici, probabil un minut jumate, cam așa se luptă. No, și aici s-a dus efectul, ne vedem sus aici că nu mai e serios. Și cam asta e cu Chuck Norris, bate de rupe, bate de sparge, nu se oprește niciodată. Sper să vă placă și cum mi-e place și eu sigur o să-l mai joc, continui să-l joc. Poate pot să-l ajung pe Gicu din urmă. Până atunci, așa cum v-am promis, vă las în companie câteva glume cu Chuck Norris, iar la sfârșit ceva ce n-am crezut că este posibil. Nu uitați să dați un like, mă ajută foarte mult să înțeleg că vă place ceea ce fac și ne vedem data viitoare. Salutare!